Înainte de inaugurarea noului centru comercial de pe Calea Eroilor, s-a discutat despre necesitatea amplasării unui sens giratoriu în intersecția dintre Bulevardele Unirii, Mareșal Averescu și 1 decembrie 1918. Verdictul a fost în defavoarea construirii sensului giratoriu și a rămas definitiv. Personal nu susțin un sens giratoriu acolo pentru că ar încetini traficul cu circa 64% sunt măsurători. Se studiază o altă posibilitate, respectiv pentru o semaforizare, inclusiv spre Ploiești, spre probabil în dreptul acelei case care a rămas pe platoul ăla în fața integralului, să încerce să dirigeze în acest fel, pentru că se știe treaba asta, un sens giratoriu încetinește, nu, traficul nu-l face mai fluid. Pentru a ușura totuși accesul în parcarea supermarketului, se studiază și alte propuneri care ar putea rezolva problema fără a perturba circulația mașinilor și a pietonilor din zonă. Nu sunt de acord personal pentru că în baza studiilor a reieșit că nu ne ajută acest lucru. E o decizie tehnică pe care consider că am luat-o deja. Inițial, edilii nu excludeau posibilitatea amplasării unui sens giratoriu provizoriu în intersecție pentru a observa în timp efectele acestuia asupra traficului rutier.